Spunem că mai sunt 16 zile până la expirarea ultimelor două măsuri de subvenționare, unele dintre cele mai importante pentru agricultura din Republica Moldova, și vorbim despre 1. Forma de subvenționare plăți în avans, în baza hotărârii de guvern 465 din 2023. Perioada a fost deschisă din data de 18 septembrie 16 noiembrie 2023. Se desfășoară apelul întâi de depunere a cererilor subvenționare pentru forma de subvenționare în avans pentru următoarele măsuri de subvenționare: îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economiei rurale, dezvoltarea infrastructurii exploatațiilor agricole, diversificarea activităților economice rurale, stimularea producerii pe teren protejat, înființarea plantațiilor de arbuști, fructifere, aromatice, medicinale și condimentare, modernizarea exploatațiilor zootehnice, transferul de cunoștințe, inovare și formare. Subiecții subvenționării sunt fermierii micro și mici, persoanele juridice sau fizice care desfășoară activități în mediul rural sau activități agricole, altele decât fermierul, unitățile administrative teritoriale, organizațiile din domeniul cercetare și inovație și instituțiile de învățământ cu profil agroindustrial. Plafonul anual pentru un solicitant în cadrul prezenței forme de subvenționare nu depășește valoarea de 4 milioane de lei. Se acordă subvenții majorate la această formă de subvenționare cu 10-15% pentru tinerii fermieri, femeile fermieri și migranții reveniți sau fermierii gospodării țărănești. Și a doua formă de subvenționare sunt plățile post-investiționale conform hotărârii de guvern 491 din 2023. De asemenea, în perioada 18 septembrie 16 noiembrie 2023 se desfășoară apelul întâi de depunere a cererilor de subvenționare pentru forma de subvenționare plăți post-investiții pentru următoarele măsuri de subvenționare: investiții în producere pe teren protejat, investiții în sisteme de echipament pentru irigare, investiții în bazinele de acumulare a apei pentru irigare, investiții în exploatație din sectorul vegetal, investiții în exploatație din sectorul vitivinicol, investiții în exploatațiile zootehnice, investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vitivinicol, investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal, investițiile în infrastructură de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală, investiții în tehnologiile de lucru a solului, dezvoltarea infrastructurii aferente exploatațiilor, stimularea dezvoltării turismului în mediul rural. Subiecții subvenționării sunt fermierii și asociațiile utilizatorilor de apă din Republica Moldova. Plafonul anual pentru un subiect al subvenției în cadrul formei de subvenționare post-investiții nu depășește valoarea de 7 milioane de lei per beneficiar, 10 milioane de lei pentru fermieri din sectorul zootehnic, 12,5 milioane de lei pentru fermieri din sectorul zootehnic producători de lapte, 15 milioane de lei pentru grupurile de producători agricoli, cooperativi de întreprinzători sau asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare. Subvențiile majorate cu 10% de valoarea subvenției autorizate pentru tineri fermieri, migranți reveniți și femeile fermiere. 20% din valoarea subvenției autorizate pentru utilajele și echipamentele fabricate în Republica Moldova. Deci vrem să vă atragem atenție, să țineți cont de data de 16 noiembrie, este ultima zi în care puteți depune dosarele, dar cu detalii despre modul în care trebuie să vă organizați să depuneți aceste dosare, îți vei doamna Coșală. Vă rog frumos. Domnul ministru, mulțumesc, onorată asistență, bună ziua. Așa cum a menționat domnul ministru, într-adevăr, 16 noiembrie, ultima zi de recepționare a dosarelor pe cele mai solicitate forme de subvenționare, și acum nume subvenții în avans și subvenții post-investiții, cele care sunt cele mai cunoscute de către fermierii ce activează pe teritoriul Republicii Moldova și care pot depune cererile de solicitare acestui sprijin financiar la cele 10 direcții teritoriale în raza în care își desfășoară activitatea. Până la moment avem depuse 581 de cereri pentru subvențiile post-investiții și cele mai solicitate fiind achiziționarea tehnicii agricole, care este eficientă și modernă pentru lucrarea solului atât no-till, mini-till, cât și pentru agricultura tradițională, înființarea plantațiilor multianuale și vedem un acces sporit spre înființarea plantațiilor viticole, dezvoltarea proiectelor în sectorul zootehnic cu accent mai mult spre apicultură și dezvoltarea infrastructurii adiacente exploatației agricole. Vorbim de infrastructura necesară pentru dezvoltarea afacerii.
Pentru subvențiile în avans avem deja recepționate 8 cereri, fiind suma solicitată fiind de 13,6 milioane de lei și iarăși sectorul zootehnic cu segmentul apicultură a luat o ascensiune. Probabil că fermieri din aceste domenii erau mai pregătiți pentru a obține subvenții în avans, dat fiind faptul că înainte a fost implementat un astfel de mecanism care era orientat spre subvenții în avans pentru proiectele startup și fermieri din sectorul apicol erau pregătiți pentru a-l depune. Totodată, în scopul simplificării procedurii de accesare a subvențiilor, în comun cu Ministerul Agriculturii, a fost simplificat proiectul investițional, care este necesar obligatoriu pentru toate proiectele începând cu anul 2023, astfel că pe pagina web a agenției găsiți un proiect mai simplu, mai accesibil pentru fiecare fermier, ce poate fi completat pentru proiectul investițional până la 100.000 de lei și unul mai complex pentru cele mai mari de 100.000 lei. Totodată, luând în considerație că în anul 2023 s-a venit cu o politică nouă de subvenționare și acestea sunt depuse dosarele în bază de apeluri. În cazul în care nu se reușește cu obținerea unui act ce confirmă dezvoltarea proiectului investițional, AIPA sugerează să depuneți dosarul de subvenționare la Oficiul Teritorial al Agenției, chiar dacă acesta lipsește sau nu ați reușit să-l obțineți de la o altă entitate. Astfel de situații ar putea să fie cu autorizația de folosință apei, de exemplu, sau înregistrarea contractului de arendă la oficiile teritoriale cadastrale sau obținerea certificatului curs de instruire. Pot să fie alte situații. Codul administrativ reglementează expres, conform articolul 84, în cazul în care un act nu poate fi prezentat la momentul depunerii cererii, acesta poate fi suplinit ulterior. Colegii din direcțiile teritoriale ale agenției o să vă notifice. Fiți receptivi la termenele depuse de către direcțiile teritoriale. În cazul în care nu vă încadrați cu acest termen, nu uitați să notificați agenția pentru a solicita termen adițional, astfel ca dosarul dumneavoastră să fie suspendat până la obținerea actului confirmativ că proiectul investițional este realizat. Nu pierdeți șansa de a obține subvenția pe care o meritați pe deplin. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și, în concluzie, mulțumesc agricultori. Deci, ceea ce a transmis doamna director Intermar și ceea ce vrem să recapitulăm și noi. Deci, este în mod obligatoriu termenul limită 16 și trebuie să țineți cont de el. Chiar dacă nu aveți unele documente pentru a fi dosarul complet, mergeți și depuneți la AIPA din regiunea dumneavoastră dosarul, ulterior veți fi notificat și pentru o comunicare foarte și foarte bună cu AIPA din regiunea noastră, veți reuși să vă faceți toate. Nu pierdeți perioada de timp și nu depășiți termenul de 16 din motiv că nu aveți un act sau altul sau nu puteți demonstra un document sau altul sau nu le-ați primit încă până la etapa actuală. În acest considerent, apelul nostru este către dumneavoastră, mergeți, depuneți dosarele, după care ulterior îl completați și intrați în legalitate. Deci, codul administrativ al Republicii Moldova permite așa ceva. Toate cele 10 subdiviziuni ale AIPA din teritoriul Republicii Moldova au fost informate despre aceste măsuri și toate aceste măsuri sunt luate în privința agricultorilor din Republica Moldova, că dumneavoastră reușiți să vă aveți comunitatea de a lucra fără ca să fiți stresați că nu aveți un document și nu puteți să depune dosarul. Deci mergem la fiecare subdiviziune, depunem dosare, după care le completăm și ne uităm în notificările pe care le vom primi de la agențiile noastre AIPA din teritoriu. Vă mulțumim foarte mult, astea au fost lucrurile pe care am vrut să vă le informăm și informația care am vrut să vă transmitem. Mulțumim frumos! Mulțumesc.